Cu alte cuvinte, România ar trebui să acorde mai multă importanță cercetării și mai multă finanțare. Că, de, și da. despre asta vorbim uh, în primul Sunt, cum spuneam, domenii care au acest potențial uriaș în urma acestor alocări de resurse făcute cu justețe. Adică orientați banii spre acele domenii care au potențial de transfer tehnologic am fost criticat că vorbesc tot timpul despre cercetarea aplicată și că cercetarea fundamentală nu apăr Nu este așa Spun că este just ca banii pe care îi avem pe cercetare să se ducă spre zona aceasta cu potențial de transfer tehnologic cu preponderență și sigur, universitățile sunt chemate pentru ceea ce înseamnă activitățile de cercetare fundamentală și să-și aducă aportul, pentru că, într-adevăr, sămânța pentru ceea ce înseamnă cercetarea aplicată, acolo se pune în cercetarea fundamentală. E un sistem de complementaritate între cele două tipuri și activități de cercetare. Poate că s-a vorbit în spațiu public foarte puțin despre activitatea de cercetare, dar să știți că avem institute despre care nu știe nimeni și care au produse, servicii care se regăsesc în piață. OMV folosește compresoarele cu șurub de la. Institutul nostru de cercetări în turbomotoare, Comoti, și el udabil m-a impresionat. Am fost în vizită la ei, am văzut potențialul pe care îl au sau la Institutul de Biotehnologii Alimentare, unde am văzut nenumărate produse ca rezultat al cercetării și IMM-urile care mai apoi au preluat rețetele de fabricație și le-au dus în piață pentru consumatori. Bine, deci, ar fi să avem foarte multe exemple de genul deci de acesta. De cred în acest parteneriat între activitatea de cercetare și IMM-uri. Cred că sunt generatoare de valoare adăugată. Am tot spus acest cuvânt că e foarte important ca să avem această, această componentă de activitate economică generatoare de valoare adăugată pentru că acolo unde nu există valoare adăugată în activitățile economice se vede în salariu minim pe economie și toate acele lucruri care duc și au același numitor comun pentru om un trai și un standard de viață minimal și un om cu salariu cu un... populația în general cu salarii mici nu poate să o ducă chiar bine nu spun că va fi raiul pe pământ din punct de vedere al amplorii activității de cercetare, dar spun că trebuie să-i valorificăm la maximum potențialul și să orientăm resursele noastre. Astfel încât și cei care sunt plecați în străinătate, creierile noastre care tot ne plângem că au plecat în străinătate au în România o infrastructură specifică și 4.000 de cercetători pe care îi avem ca resursă Eu îi spun că este o, o resursă de aur a României pentru că prin intermediul muncilor Practic, investim în transferul tehnologic și în preluarea acestor rezultate ale cercetării pentru a face traiul mai bun pentru oameni.